producția de hui la minei Petrila aproape s-a dublat. Asta după ce s-a reușit deschiderea unui nou abataj, aflat chiar în zona în care în 2008 a fost explozia ce a curmat viața a 15 mineri și salvatori. Directorul minei explică cum a fost posibilă această performanță, pentru că mina se află pe lista celor care se vor închide. Până în această lună am finalizat lucrările de redeschidere a unui nou loc de muncă, unui abataj, care a rămas izolat din 2008, după explozia din 15 noiembrie și practic după 4 ani, 4 luni și o săptămână am reușit să extragem primele tone de cărbune din acel loc de muncă în siguranță. Mina poate să producă 600 de tone de cărbune pe zi. Jujan mai spune că producția de pe luna februarie a fost trimisă direct către termocentrală, tocmai datorită faptului că huila e pură și nu necesită preparare. Puterea calorică a huilei extrase acum din abatajul de la mina Petrila este de 3500 kcal pe kilogram, chiar 4280. Acum la mină mai sunt puțin peste 700 de angajați, dar conducerea încearcă practic să întârzie perioada în care mina va deveni istorie. Ne gândim să îmbunătățim indicatorii de performanță și nu vă ascund faptul că am dorit în cadrul acestui program de închidere să prelungim această durată de exploatare a minei după 2015. Minele din Valea Jiului vor fi închise până în anul 2018, însă mina Petrila, Paroșeni și Urican sunt deja incluse în Societatea Națională de Închideri Mine.